Chiar dacă la prima vedere diagnosticul ar suna cam așa, ambii ochi, hiperplazie de glanda anexă a pleoapei a treia cu prolaps, pisica are frecvente versie de cartilaj tars. Această lungime exagerată a cartilajului tars răsucește către exterior pleoapa a treia. La o examinare atentă vei evidenția o glandă anexă a pleoapei a treia cu o hiperplazie minimă și vei putea repoziționa pleoapa a treia în poziția sa anatomică la unghiul intern al ochiului și după această manevră pe care o poți efectua sub anestezie locală, trebuie să educi și proprietarul să facă acest lucru, mai ales că această pisică, de exemplu, are 10 ani, are și o afecțiune respiratorie gravă și nu este indicată intervenția chirurgicală de urgență. Reușești să repui în poziție pleoapa a treia și cu ajutorul unui colir cu lacrime artificiale și antibiotic și antiinflamator, reușești să păstrezi în această poziție pleoapa a treia.